Bine v-am găsit! Cea mai mare problemă pe care o am este să scap de emoții încă de la începutul discursului, după care nu e nicio problemă. Vreau să vă spun că o să stric puțin naturalețea de până acum, mișcare, dragoste și o să fiu puțin mai tehnic, dar să încerc să fac asta într-un mod cât mai uman. Vreau să vă întreb, în primul rând, e cineva aici care este foarte, foarte pasionat de cărți? Da. Oh, așa de mulți? Poate să-mi spună cineva care este viteza medie de citire a unui om normal? Câte cuvinte pe minut? Pe acolo. A spus 300. Este undeva între 100 și 200. Bine, poate fi și 300. 200 dacă citim puțin mai repede și nu ne concentrăm foarte mult asupra cuvintelor, ci asupra ideii generale. Și poate scădea până la 100 dacă încercăm să fim atenți asupra cuvintelor și să înțelegem mai mult. Ce ați spune dacă v-aș spune că există o metodă prin care putem citi până la 25.000 de cuvinte pe minut? Ok, sunt atenți, asta e bine. O să vă vorbesc astăzi despre photoreading, citire fotografică. Cine auzi despre citire fotografică? Oh, și eu credeam că nu o să fie nimeni în sală. Mă bucur. Paradoxal, nu este un concept foarte nou. De 200 de ani este folosită această tehnică în diverse domenii, de la tehnici militare în America până la tradiții religioase și arte marțiale în China. Paul R. Shelley, un american, expert în NLP, învățare rapidă și în procesare preconștientă de informații, deci la nivel preconștient, în 1986 a structurat tehnica photoreading-ului și a adus-o într-un mod cât mai accesibil publicului larg. În 1993 a scos cartea sa, chiar așa se numește, Photoreading. A fost un bestseller, s-a vândut peste 750.000 de exemplare. Și ca încă o dovadă a faptului că este o tehnică foarte bună și funcționează, personalități precum Brian Tracy, Anthony Robbins, T. Harv Eker au folosit această metodă pentru a ajunge unde sunt acum. Ce este photoreading-ul? Photoreading-ul este o metodă accelerată de citire și învățare care folosește întreaga capacitate mentală de care dispunem. Whole Mind System a denumit el acest sistem. Photoreading-ul, practic, noi în momentul ăsta când vă vorbesc și când mă ascultați, ne folosim doar 2% din totalul funcțiilor creierului. Ați auzit o felul de dezbateri că poate fi 3, poate fi 5, nu procentul e important, ci mai degrabă înțelegerea. Nu suntem limitați la 2%. 2% putem folosi într-un moment dat, acum, 2%. Dar în alt moment, în altă situație, alți 2%. Ideea e că nu putem folosi mai mult de 2% într-un moment dat. Asta e limitarea noastră ca oameni. Ce a încercat el să facă este să lărgească această limitare și să ajungem să putem să citim și să învățăm cu un procent aproape de 100% al creierului. Nu chiar 100%, dar oricum, destul foarte mare comparativ cu 2%. Această tehnică se bazează pe rezultatele cercetărilor privind modul de funcționare al creierului. Creierul funcționează în felul următor. Și nu o spun eu că știu eu, din studii s-a demonstrat. Primul rând, când abordăm o situație nouă, necunoscută, încercăm să privim imaginea per ansamblu, generală, după care căutăm diferite metode și încercăm să abordăm pe bucăți situația respectivă. Noi am fost învățați la școală să citim cum? Păi, în primul rând, pe litere, am învățat literele, după care am format cuvinte, după care propoziții și apoi fraze. Deci, de la mic la mare, de la părți la întreg. Total nenatural. E bine, bineînțeles că probabil că n-am fi știut să citim dacă nu învățam, nu? Dar nu este tocmai natural. Adică ne vine mult mai natural să învățăm prin această metodă. Care este secretul? Mintea non-conștientă. Non-conștientă în sensul de inconștientă și subconștientă.
Mintea non-conștientă a fost, această formulare a avut prima oară în anul 1900, Freud a formulat-o și de atunci continuă să fie o sursă de uimire pentru toți specialiștii și toți cercetătorii, pentru că tot timpul ne uimește cu prin ce ne dezvolie. Și aici mă refer în principal la raportul între baza de date a minții inconștiente față de mintea conștientă. Prima oară când am citit am crezut că nu văd bine. Este de 10 miliarde la 1. Pentru fiecare bit de informație pe care îl avem în minte, conștient și este conștient de el, există 10 miliarde de biți în inconștientul nostru. Mi s-a părut ceva extraordinar când am auzit chestia asta. Nu mi-a venit să cred aproape. Pe lângă această memorie foarte mare, de care dispunem toți, repet, deci nu e unii o au și alții nu au, nu, toți o avem, doar că nu știm să o accesăm. Avem și un procesor preconștient, așa se numește termenul psihologic, în psihologie, un procesor care acumulează informațiile la nivel subconștient mult mai rapid decât în momentul ăsta, conștient. Adică noi acum comunicăm, acceptăm, asimilăm informații conștient, dar în același timp asimilăm informații la nivel subconștient mult mai rapid. Asta face procesorul acesta. Iar fotoreading-ul ce face? Practic este un protocol prin care accesăm această memorie fabuloasă și acest procesor extrem de rapid. Deci este... Nu mi s-a părut incredibil prima oară când am citit. Vă spuneam puțin mai devreme de Whole Mind System. Este o tehnică în 5 pași. O să încerc să vă explic în mare, pentru că sunt multe de spus aici și chiar nu vreau să o plictisesc. Generalul contează. Dacă vă interesează, vă pot da informații după, cu mare plăcere. Primul pas, pregătirea. Primul pas constă neapărat în determinarea scopului. De ce vrem să fotocitim acea carte? Trebuie să avem în minte clar ce ne interesează, ce informații ne interesează din acea carte. E diferită de citirea analitică pe care o facem cuvânt cu cuvânt când citim de plăcere, probabil de relaxare în parc, în vană, oriunde. Aici trebuie să avem un scop bine determinat. Ce vrem să obținem de la acea carte? Nu-l avem, nu va funcționa. Tot în acest pas, la pregătire, trebuie să folosim o tehnică de NLP pentru a intra într-o așa numită stare mentală ideală. Starea în care corpul este relaxat, mintea este liniștită și ne focusăm fix pe materialul pe care vrem să studiem. După care, în pasul 2, în previzualizare, ne dăm seama cât de mult ne ajută informațiile, răsfoind cartea, cât de mult ne ajută informațiile pe care le vedem acolo să ne ajută în obținerea scopului pe care ne l-am propus. Aici se formează și o structură mentală în capul nostru. Și este un pas foarte important pentru că din 300 de pagini, de exemplu, putem să ne dăm seama că de fapt ne există doar 10 pagini în cartea aia. Și inconștient ne dăm seama de lucrul acesta, prin tehnica aceea de NLP. Fotociterea propriu-zisă este pasul numărul 3. Aici iar apelăm la NLP. Ne inducem într-o stare de învățare accelerată, foarte, foarte concentrați, după care, folosind o privire periferică, fix, pe ce avem de citit, ajunge să fotocitim până la o pagină pe secundă. Adică, te dau un exemplu, cum avem o carte așa deschisă, două pagini, la intersecția diagonalelor formate din colțurile cărții este un punct. Noi ne focusăm pe acel punct și, practic, avem două pagini, stăm cam două secunde. Dăm iar pagina încă două secunde și tot așa. Și ajungem să fotografiem, să fotocitim o carte de 300 de pagini, aproximativ 5 minute, cam așa. Următorul pas este post-vizualizarea. Seamănă foarte mult cu previzualizarea, doar că deja structura mentală este creată, o avem. Știm deja de ce informații nu avem nevoie, le păstrăm doar pe cele de care avem nevoie. Aici ce facem? Lăsăm subconștientul să ne ghideze în aflarea așa numitelor trigger words, cuvinte declanșatoare, care ne vor folosi mai târziu la activare pentru crearea unui mind map. Deci e un proces destul de creativ, nu e stăm și citim și nu, e interacțiune mult. Tot aici la post-vizualizare, vreau să vă mai spun că mai era ceva din cauza emoțiilor, probabil că am uitat. O să revin dacă mi-aduc aminte. Ultimul pas, activarea, este pasul în care tot ce am fotocitit în pasul 3, toată informația pe care am băgat-o în memoria inconștientă, pe care am magazinat acolo, o aducem în memoria conștientă prin diferite tehnici de citire.
citirea ritmică, citirea pe sărite, supracitirea, citind de mai multe ori același pasaj și citirea rapidă. Astea sunt tehnicile pentru a aduce în memoria conștientă ce deja avem înmagazinat. Ca beneficii, dacă ați fost atenți până acum, cred că sunt destul de clare, dar vreau să vi le spun pe cele mai importante. Elimină stresul. Sunt convins că cel puțin câțiva dintre voi de aici s-au lovit de o situație stresantă în care au un examen, au puțin timp la dispoziție și nu știu ce să facă. Sau au la job un deadline și trebuie să studieze, nu știu, foarte multe informații și nu au timp, pur și simplu. Se elimină stresul prin această procedură. Îmbunătățește memoria în sensul că studiile care au fost făcute s-au demonstrat că cei care fotocitesc, comparativ cu cei care citesc analitic, au rată de reținere mult mai mare. Deci reține mai mult prin procedura aceasta. Următorul beneficiu este că înțelegem mai profund. Deci nu numai că magazinăm mai multe informații, dar o și înțelegem mai bine. De ce? Spuneam mai devreme, pentru că sunt tehnici de relaxare, ne relaxăm, ne focusăm și implicăm chiar și imaginația când creăm acele mind map-uri cu trigger words-urile, cuvintele declanșatoare. Și automat stimulăm și creativitatea. Și cel mai evident beneficiu este economia de timp. Dacă ne străduim puțin, cred că putem ajunge să citim 3, 4, 5 cărți pe săptămână, adică într-o oră jumate, două putem citi o carte și să reținem informațiile din ea. Dacă ar fi să rămânesc cu o idee din toată prezentarea, ar fi aceasta, că photoreading-ul nu este doar despre citit. Este despre accesarea acelor resurse inimaginabile pe care le avem fiecare dintre noi pentru a avea succes în toate domeniile din viața noastră. Mulțumesc!